Богдане. Bă, dar e cam riscant, eu nu-mi place risca. Mamă, la mine? Ba da, filmează. Dar i-am oprit ăla, că eu prin București pe acolo să nu se prindă așa că filmez. Aha. Da, la mine filmează? Da. Mamă, cât de mare. Hai, vrei să fii primul sau să fiu primul? Du-te tu, dacă e să cazi, cazi. Hai. Ce, ți-e frică? Nu, tot ce zici. Hai. Vin după tine? Hai, după mine. Dar stai că dai cu delea, nu? E rezistent. Stai alea. Sunt bine asta. Ia stai un pic. Că care vreo 4-5 etaje. Mamă, ce bine e cu mânuși, că nu sunt frigo. Da, eu ce să zic. Bă, frate, dar cât de mare, cum zic. Se va pe mulți loți, e? La tine? Băi, Bogdane, nu avem ce face noi. Băi, dar vezi când ai cu de-astea în ochi. Scoate zăpadă de picioare. Prima regulă, nu te uita în jos. Nu te uita în jos, regulă, nu? Hai, tu să nu ești ca, ține bine. Da. Stai pe un nivel mai înalt, stai la sus. Așa. Mă, mi-am înghețat mâinile. Da. Vrei să te ajut? Nu. Dar n-aveam cum să ne urcăm sus acolo. Da, tu știi pe aici, au, erau pe costar, da? Eu nu mă mai... Hai aici, pe... Mergi pe partea asta, bă. Tine sus și ce facem? Nu, eu nu mă urc. Eu, nu vrei să sui? Nu, bă, că e riscant și n-a. Stai așa, să dau ăsta jos. Nu, eu las el să așa. Stai alea, că nu-l închide. De ce? Vrei să mergi sau ce? Da. Ia. Mamă, ce vrei să vede până jos? Sunt vreo 5 etaje, 6. Cam așa. Hai să dăm capatul ăsta. Și... Să ne suim sus acum acolo. Ah. Eu nu mă, n-am cum. De ce n-ai cum? Ia uite, poate ne blocăm aici. Ia vezi, poți să mai deschizi? Hai să deschide. Rămânem aici blocați după aia. Ok, stai așa. Trebuie să... Acum trebuie să facem parcurs. Uite, aici e una. Te agăzi de asta. Băi. Da, pa. Mamă, ce fel e aici. Vai, mamă! Băi, ești nebun, ce vreau să vezi de aici? Wow, mamă! Bă, urcă-te alea, că... Da. Și dă-și mie mănușile alea. Și mai e și mai sus locul ăsta. Să-ți dau mănușile? Da. Ia. Poxim. Stai alea, că vezi să ai grijă să n-alune sau ceva. Bă, nu-mi băga zăpadă în ochi. De mână. Păi nu, frate, că de acolo aș vrea să mă agăț, de aia. Mm? Eu de aia vreau să mă agăț. De asta? Da. De aici? Păi nu, te agăți întâi de asta și pe aia te tragi cu asta, cu un picior acolo. Mică, și ce să fac? Nu-i. Mică, dacă am căzut prin asta, să nu se îndoaie asta, să cap prin ea. Nu se îndoaie. Mamă, ia ce ori se vede aici, toată zona. Hai că nu se îndoaie. Hai, hai, te împingi cu picior și te agăzi asta. Hai. Așa, ala, ia. Bagă, forță. Hai, aici. Așa, hai grijă că e zăpadă asta. Parcur-te cu baia cu aia. Parcur? Parcur, nu. Asta nu-i parcur, nu încercați așa ceva acasă. Ți-e frică alea că? Nu. Da, uite, vezi ce mișto e zona aia, eu acolo n-am văzut asta până acum, vezi? Da. Acum merge să sari pe alea, pac, 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 pac.
pe prima dată când le văd. Deci de aici ai așa un ansamblu, poți să vezi toată zona. Vai mă. Și acum să vedem ce este și mai sus. Trebuie mânușile? Nu, las că n-am nevoie de mânuși. Ia să vedem și mai sus. E zăpadă ceva? Nu e zăpadă. Sunt niște găuri. Cred că sunt furnalele de aici. Poți să te ursuți de tot? Da. Poți să te ursuți. Sunt furnale. Sunt niște găuri aici. Mamă. Hai, urcă-te ca să vin și eu. Au scară în ele. Adică poți să te fii pe aici. Ia, urcă-te ca să vin și eu. Mamă, de ce vreau să vin de aici? Păi hai să văd și eu. Știi câte etaje are ăsta? Cât ar nasul noi, are vreo 8 sau 10 etaje. E cât blocuri? Bro, urcă-te ca să mă urc și eu. Asta e câte un bloc tun, bă. Urcă-te, bă, ca să mă urc și eu. Mi-e frică să mă fie aici. Vrei să mă fie aici? Dacă ai curaj, dacă nu-l las. Hai să mă fie. Bă, bine, bine că am mai slăbit o leacă. Bă, ești nebun cât e de tare aici. Mamă. De zona asta e criminală. Nu mă așteptam să găsesc asta aici. Deci tot oraș se vede. Uite, să văd și baloanele. Se vede acolo unde muncesc eu. Ah, da, 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 Okawa, da. Da. Băi, deci tot orașul se vede. Mamă. Cât e de tare. Vai că... cât e de tare peisajul. Deci, fraților, suntem deci în momentul ăsta în punctul cel mai înalt din Oregon. Bă, bro, să mergem și pe acolo, uite clădirea aia, unde a fost aerodromul. Da. Mamă, deci e tare de tot. Zona asta e tare de tot și ia uitați-vă cum se vede în jos. Hai să facem un selfie așa. Facem de aici, decupăm niște selfie. Băi, ești criminal, deci e genial. Ia fii atent aici. Se vede mișto? Da. Când se vede, băi, frate, ești nebun, e genial. Ia uite. Uite acolo. Vreau să mă sui pe turnul ăsta, cred că de vreo 5 ani de zile. E prima dată, dar sincer nu vă recomand, nu încercați așa ceva acasă dacă nu aveți experiența necesară. În primul rând, curajul. Trebuie să aveți foarte mult curaj, să nu fiți niciodată singuri. Dar nu încercați așa ceva. Să nu fiți niciodată singuri în cazul în care el cade, să aveți pe cineva care să vă filmeze. Da, nu. Atât. Că vă zic eu că dacă ai căzut, da, nu se întâmplă nimic, că ești cu 10 sau cu un prieten. Știi, eu zic că nu încercați așa ceva acasă, dar n-are cu lumea cum să încerce acasă pentru că... Păi, nu suntem acasă. Da, nu suntem acasă, dar nu încercați asta nicăieri. Nu încercați așa ceva în viața voastră pentru că e riscant. Ceea ce facem noi acum o facem pentru că vrem, pentru pe riscul nostru, e riscant. Dar nu încercați așa ceva, niciodată. Niciodată. Deci uitați-vă și atât, uitați-vă la alte persoane, dar nu vă riscați propria viață. Viața la înălțime, ca să zic așa, soarele bate frumos, zăpadă pe jos. Dacă era zăpadă de 3 metri, puteam să facem 2-3 sărituri de aici, dar na, nu se merită. Deci se vede tot orașul de aici. Acum coborâm! Da! Ce-a zis? Coborâm. Și ce mai zis? Îți dau mânușile? Sau hai? Mânuținile. Bă, ce facem jos? Am fost fugărit. Am fost și... fertizat să ne dăm jos. Hai să coborâm, gata. Nu te grăbești. Hă? Da-i mă, s-a curat, filmăm tot. Te dai jos cu mânușile sau cu fără? Eu mă duc cu mânușile. Ia. Așa. Ia, vezi, filmez? Hai să mă dai eu primul jos. Ne bate ăla oare? Nu, nimic, deja voi. Bă, Bogdare. Dar cum a văzut oare, mă? Nu vă riscați viața.
făcut niște poze. Păi și cui aș ce dar voi sunteți aici în pază? Da. Super. Să ne trebuiască numele voi, să aveți bulet la voi? Nu. Dar nu-i problemă, puteți să vorbiți cu dacă nu. E. Cu cine? Și ce o să ne zice? A, nu o să vă zică nimica, dar... Păi de unde vă cunoaște? Pe mă știe, întrebați-l de Neagul Denis, puteți să-i sunați acum. Eu am mai făcut poze la lupte, la... Chiar v-am făcut și... Și tu? Bogdan Hriscu. Poți să vorbim, adică oricum n-am făcut nimic sau ceva, să deteriorăm sau să furăm sau... Și nu suntem și tefer, n-am murit nimeni, nu. Păi da, dar uite că sunt riscuri. Stai să nu stați în zăpadă, da, știu. Deci o să trebuiască să facem o hârtie cu numele lor, nu ajunge la poliție, nu nimănui, doar la noi va fi, pentru că aici noi păzim. E regulă. Așa. Și... Areți în partea aia afară, că să-mi zăpadă că vă udați la ghete. Nu mai degrabă cum ne-am dat și eu. De nu contează, că se udă și ieși și așa. E... Vă nici nu știu dacă umblați prin zăpadă. Loc de dat cu capul. Da. Ia-ți mănușile, bro. Am amâncat, nu mai era acum de am înțeles că vor să facă spital sau ceva de genul. Da. Bogdane? Neagul Denis. Neagul Denis, da? Da. Bogdan Hriscu. Bogdan numele de familie? Nu, Hriscu. Hriscu Bogdan, da? Da. Da. În regulă, da? Ok. O zi bună. Da. Zi bună. Nu, nimica, că nu. Oh, prima și ultima dată, asta am văzut. Doar la vardă, coi. Bun, prieteni, cam atât ar fi și pentru astăzi. A fost o zi super, super tare, deci nu vine să cred. Împreună cu Denis am reușit să ne suim după câțiva ani buni în care am avut în plan să ne suim pe acel turn super tare. Am fost puțin și fugăriți, dar totul a fost ok. Nu am luat bătaie, nu am luat amendă, nu am luat nimic. Totul e super ok, ne-au zis să fim atenți și să nu ne mai riscăm în astfel de chestii, așa că vă spunem și vouă să nu încercați așa ceva nicăieri, niciodată singuri. Nu uitați să vă abonați și la canalul lui Denis și la Bogdan. O să facem mult mai multe lucruri dintre astea împreună, adică o să cercetăm mult mai multe clădiri părăsite și așa mai departe. Am obosit pentru că ne-am cățărat acolo și abia mai vorbesc, ne-au înghețat puțin mâinile. Afară, dar și soarele ne-a mai încălzit între timp. Dacă v-a plăcut, hai să adunăm măcar 20.000 de like-uri la video ăsta și o să mai facem și partea a doua. A treia, a patra, a cincea. Da, o să facem multe, multe părți la... Nu multe părți, adică o să mai cercetăm alte zone, pentru că deja zona asta am cam cercetat, cred că, fiecare păduri, colț. Păduri, cimitire. O să mergem în multe locuri. Așa că să adunăm cât mai multe like-uri la video ăsta și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Numai bine!